Cristina Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Președintele Organizației Județene Suceava, PDL, senatorul Gheorghe Flutur, a anunțat continuarea acțiunii sale lansate în 2012, Suceava, capitală de regiune. Gheorghe Flutur a explicat că va merge în continuare cu strângerea de semnături pentru susținerea proiectului. Senatorul PDL Gheorghe Flutur a precizat că se continuă demersurile de susținere a proiectului Suceava Capitală de Regiune și că va adresa o scrisoare cu declarația de susținere a intereselor județului Suceava, reprezentanților partidelor politice, parlamentarilor de Suceava, mediului de afaceri, mediului academic și organizațiilor neguvernamentale. Rămân consecvent acestui proiect, cu atât mai mult cu cât USL-ul deja anunță intenția lor de înființare a 8 regiuni de dezvoltare. Nu pot să fiu de acord cu varianta care o prezintă ei. Am dat publicității o scrisoare. De fapt, este o declarație de sprijin pentru județul Suceava și pentru orașul Suceava, capitală de regiune. În această scrisoare vin cu argumente clare de natură istorică, social-economică, culturală, geografică, de ce Suceava trebuie să fie centrul unei regiuni de dezvoltare administrativă. Avem foarte multe argumente. În istoria acestui oraș, a Bucovinei, din 1918, Bucovina a fost o regiune recunoscută de toți și cred că merităm și în momentul de față să fim luați în seamă ca o viitoare capitală de regiune. Mai mult de atât, această declarație de sprijin pentru lobby, pentru a argumenta în fața guvernului României, în fața decidenților politici să se țină seama și de Suceava, doresc să fie semnată de liderii tuturor partidelor politice din Suceava, a tuturor parlamentarilor, dar și reprezentanța ai societății civile, a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, a cultelor religioase și voi continua strângerea de semnături în județul Suceava pentru susținerea acestui demers. Nu este drept Suceava să rămână o zonă uitată, o zonă abandonată unde să nu mai vină fonduri europene și de la buget, doar că se dorește o singură regiune pe partea de nord-est. Închei prin a vă spune că, așa cum prevede regulamentul european astăzi, regiunea de nord-est cu 6 județe este prea mare și nu se încadrează în criteriile europene de regionalizare.